Și din păcate deschidem jurnalul cu un accident îngrozitor care a avut loc în această după-amiază pe autostrada Timișoara-Lugoj. Consulul Ungariei la București a murit pe loc, strivit de un tir care a ajuns pe contrasens. Șoferul mastodontului a pierdut controlul volanului după explozia unui pneu. Iulia Pop, colega mea, vine însă cu mai multe detalii. Din fericire, celelalte 5 persoane implicate în accident au scăpat fără nicio rană. Pentru Consulul Ungariei la București, Vago Ferenc, în vârstă de 60 de ani, echipele de salvator venite la fața locului nu au mai putut face nimic. Era singur în mașină și cel mai probabil mergea spre București în momentul în care a explodat un pneu al unui camion încărcat cu lemne care circula pe sensul opus al autostrăzii A1 Timișoara-Lugoj. Șoferul tirului pierde controlul volanului, rupe parapetul, intră pe contrasens, izbește mașina de corp diplomatic și apoi lovește încă două vehicule. Polițiștii au întocmit în acest caz un dosar penal de ucidere din culpă.